vedem astăzi luni, 4 decembrie. Eu acum am venit de la muncă și am venit direct să deschidem calendarul advent pentru că sunt curioasă să vedem ce se află în cutiuța cu numărul 4. Nu o să filmez nici ce astăzi și mâine pentru că lucrez. Este ora 6 jumate, chiar 7 fără ceva și nu prea am ce să filmez, dar miercuri vedem ce facem pentru că miercuri sunt liberă. Până atunci, haideți să deschidem adventul calendar. Filmez cu telefonul, să știți. În cazul în care este sunetul puțin mai diferit. Așa, încerc să nu distrug nimic pe aici. Hai să vedem unde este numărul 4. Chiar aici? Da. Să vedem ce se află înăuntru acestei cutiuțe. Haideți să punem aici. Ok, am desfăcut. Și avem la Trunk Elephant. Ok. Este primul meu produs de la acest brand. Nu am mai folosit niciodată. Avem o cremă care are 15 ml, cred eu, sau 10, 30 ml. Ok, este o cremă. O să citesc și eu detaliile pe ea, că prin telefon, prin camera telefonului chiar nu dau seama ce scrie. Și da, asta este în cutiuța cu numărul 4. Acum probabil o să ne mai vedem mâine, să vedem ce va fi și în cutiuța cu numărul 5. Acum am ajuns acasă un pic, a rămas cu turbanul pe cap. Ia să modificăm aici puțin setările. E foarte frig, foarte, foarte frig. Este undeva la ora 12, am geamul deschis, să știți, în cazul în care auziți ceva de pe afară. Sunete, aștept niște comenzi. Astăzi s-ar putea să vină cutiuța Sephora, pe luna decembrie, și am obosit puțin, și cutia de la, și o comandă de la The Body Shop. Și le așteptăm să vedem dacă sosesc astăzi și până atunci. Vreau să vă arăt niște produse coreene pe care le-am găsit în magazinul acela Tiki Max și o lumânare super, super faină pe care cred că o să o găsiți și în România și mi-am mai luat eu un ceai. Dar haideți să vă arăt prima dată această lumânare. Vorba despre aceste lumânări parfumate de la Glade. Deci, așa, asta este într-o ediție limitată din ce am văzut eu că scrie. Este Winter's Wild Flowers și miroase atât de frumos și ce e fain la ele, faptul că miros și când le emană miros și în cameră. Deci cam așa arată această lumânărică. Eu o foloseam pe una cu mandarină, am avut la un moment dat, dar Doamne, cât de bine miroase! O să vă arăt imediat și care este lumânarea mea parfumată. Pentru cele care locuiți în UK, sunt sigură că o să o găsiți. Sau de la același brand și chiar vă recomand pentru că miroase în toată camera. Sau, mă rog, în camera în care o aprinzi, eu am un living și miroase în toată camera. Și abia aștept să o
Aprind și pe asta pentru că miroase foarte bine și în cazul în care cumva o găsiți prin magazine și vă doriți o lumânărică să vă parfumeze camera, eu vi le recomand pe acestea de la Glade și pe cea pe care vă voi arăta-o imediat pentru că din punctul meu de vedere sunt foarte bune. Am mai găsit tot acolo un ceai, a rămas cu prețul pe el, de la Hikers Livings Organic. Și vreau să văd cum arată dacă sunt pliculețe. Zice aici că avem 15 punguțe. Este un ceai așa de imunitate care conține mai multe ingrediente: echinacea, eucalipt, floare de ștevie, hibiscus, măr și încă ceva care nu știu ce înseamnă. Haideți să-l deschidem să vedem care se treabă cu el. A venit acum frigul și începe clar și vremea, cum se deschide, așa, începe și vremea ceaiurilor. Eu mă tot uit că în cazul în care vine poșta să-l aud, pentru că de multe ori, mulți dintre poștașii noștri nu bat la ușă, frate, îți lasă decât cartonașul la roșu și gata. Trebuie să aștepți a doua zi să te duci să-l colectezi sau, nu știu, să vină el a doua zi să ți-l aducă din nou. Așa, uite în felul ăsta arată aceste ceaiuri. Sunt super multe ceaiuri în Chichimac. O să-l beau și o să vedem exact cum arată. Și acum, cum arată, ce gustare. Și acum, haideți să vă arăt produsele acestea coreene. Deci avem în total 3 produse coreene care arată așa. Și o să le testăm astăzi. Prima dată am o cremă de mâini, toate, adică nu, am aici o cremă de mâini, un cleanser. Și o să-l deschid azi pentru că o să-l pun în baie. Iar aici am niște paciuri din acela sau peciuri, paciuri de pus sub ochi. Prima dată avem crema de mâini. Are 100 de mililitri și hai să vedem cum miroase. Nu o să mă dau acum cu ea. În momentul în care ies de la baie, atunci o să mă dau cu ea. Toate sunt făcute în Corea. Așa, și știți că produsele coreene sunt foarte bune. Crema asta de mâini zice că îți oferă o hidratare intensă, are extract din secreții de melc și extract din nu știu ce plante și arată în felul ăsta. Și aș vrea să văd sincer dacă miroase a ceva. Trebuie neapărat să încep să folosesc mai des cremă de mâini pentru că eu nu prea folosesc cremă de mâini și am mâinile foarte uscate. Ia să pun foarte, foarte puțin aici să vedem. A, ok, este o cremă grasă. Nu are un miros anume, dar e grasă. Se simte că e o cremă grasă și când ies din duș mă dau cu ea pe mâini să vedem care este treaba. După care mai avem aici, după cum v-am zis, un cleanser, o spumă de curățare. Tot din aceeași gamă, cu extract de melc și am văzut că acest cleanser îți oferă și hidratare. Ah, nu m-am uitat la valabilitate. Cred că 6 luni valabilitate, 12 luni crema de mâini, iar ăsta are tot 12 luni și arată în felul ăsta. Mai era cu trandafir parcă și încă ceva. Așa, și ia se pune și focus. Vedeți că am și un herpes. Dacă vă întrebați cumva ce se întâmplă acolo. Și ultima dată avem aceste patchuri care sunt cu trandafir. Avem în total 60 de patchuri care îți oferă luminozitate în zona de sub ochi și o hidratare intensă. Arată în felul ăsta aceste patchuri, tot făcute în Corea, bineînțeles. 30 de perechi, 60 de patchuri. Și uite ce drăguț. Așa, este cu un panda. O să le punem imediat ce ieșim din baie, dar o să le și desfac pentru că vreau să văd dacă chiar au miros de trandafir. Vin așa cu o spatulică din asta, probabil ca să iei fiecare paci în parte și stați că nu știu cum să desfacă, nu vreau. Ah, ok. Mamă, cum arată. Miros a trandafir, dar mi se par așa, nu știu, un pic super gelatinoase. Și miros a trandafir destul de plăcut și au foarte, foarte mult. Nu știu dacă o să pot să vă arăt sincer că mie că o să pice de acolo ceva. Deci uite așa. Vedeți? După ce ies de la baie, o să le testăm pe toate împreună. Sper că. Ok, s-a închis? Am doborât din el, nu cred. Stați puțin că iau un pic și mă dau pe mâini. Că nu vreau să pătez lingeria sau cine știe ce. Ok, hai să zicem că ok. Ia să vedem și câtă valabilitate au aceste produse. Ar trebui să aibă tot 12 luni de la
deschidere, dar nu prea putem descrie. Pe aici nu scrie. Pe aici undeva. Aici scrie ceva cu 8, dar nu știu ce să zic, nu cred că sunt 8 luni. Nu scrie, nu știu. În fine, eu o să le păstrez tot 12 luni. Și da, cam astea sunt produsele coreene pe care le-am luat acum și pe care o să le testăm. Cred că v-am mai zis odată, sper să nu iasă prea lung vlogul ăsta, pentru că mai avem două comenzi pe care vreau să vi le arăt. Și o să încerc să mă mișc cât de repede pot. Acum, pentru că v-am arătat aceste produse coreene, sunt super curioasă să testez aceste paciuri și chiar miros super drăguța. Mă, dar chiar hidratează crema asta. Eu am pielea foarte uscată, deci uite, o să încerc să vă arăt. Poate pune focus pe acolo, cam în felul acesta am eu pielea. Deci super, super uscată și m-am dat aici puțin și chiar văd că hidratează. Până atunci, haideți să mergem să deschidem calendarul advent pentru astăzi. Gata, am venit la calendar. Avem aici luminile corespunzătoare și haideți să vedem cutiuța cu numărul. Ah, cutiuța cu numărul 6 este exact lângă cea cu numărul 5. Aici avem, este ceva foarte, foarte ușor și... Ia să vedem și înăuntru. Ok, avem acest produs de la Hourglass. Este primul meu produs de genul ăsta și s-ar putea să fie un ruj, cred. Ia să vedem. Ca să nu fac ceva pe aici. Ok, este un ruj într-o nuanță. Mamă, dacă de interesant e. Asta este nuanța rujului. Este un roșu închis spre cărămiziu. Imediat îi fac eu swatch. Și vedem exact cum arată. Da, mi se pare ambalajul superb. Nu știam că cei de la Hourglass au așa ambalaje luxoase. Asta este culoarea rujului. Am venit puțin la geam ca să puteți să vedeți mai bine, dar vă zic sincer că n-am avut niciodată un ruj atât de pigmentat și atât de cremos cum e ăsta. Arată foarte bine și abia aștept să-l port. Și lumânărica despre care vă ziceam. Am consumat din ea foarte mult. Și aceasta este, eu am luat-o din Tiki Max, pentru cei care locuiți aici în UK. Să vedem dacă pune și focus, că văd că nu prea vrea astăzi. Ăsta este brandul Sand Plus Fog și este cu cedar și lavandă și miroase, Doamne Dumnezeule. Deci, cred că e cea mai mișto lumânare, sincer vă zic, pe care eu am cumpărat-o și pe care am aprins-o și pe care am mirosit-o. Miroase foarte mult a lavandă, dar e un miros atât de plăcut. E un miros relaxant și am ars foarte multe zile din ea, foarte multe ore și să știți că e destul de, așa, nu știu, rezistă destul de mult, nu se duce foarte repede și eman un miros super plăcut, așa că dacă cumva o mai găsiți sau vreți să o încercați, poate o căutați pe internet, că și eu mă tot uit de ea prin Tiki Max și nu vreau mai găsit-o, vă recomand și sunt sigură 100% că o să vă placă. O să o aprind puțin mai târziu, dar vreau ca să o aprind și pe cea de aici, ca să vedem cum miroase. Pentru că acum, așa fiind neaprinsă, miroase foarte bine, dar oricum asta e cea mai faină și nu cred că o să mai găsesc o lumânare care să miroase atât de bine ca asta și care să emane atât de mult parfum în cameră cum face lumânarea asta. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Avem o super lumină aici la baie și vreau să vă arăt cum arată paciurile ăștia, să mă uit și puțin. Îmi plac mult, simt așa foarte bine și vedeți că sunt niște paciuri mult mai micuțe decât cele obișnuite, de exemplu cele cum eu de la Garnier. Ăștia sunt foarte mici și se duc în sus pe ochi. Chiar mi-am băgat unul în ochi și ăsta l-am și rupt până am reușit să-l pun, pentru că nu știam, efectiv mi s-au părut foarte mici și nu știam cum să le pun, pentru că le aplicam exact cum le aplicam pe celelalte, dar
Îmi plac și cum se simt, miros foarte bine și se simt destul de hidratante, dar se aplică puțin mai greu, cel puțin până mă obișnuiesc eu cu ele. Și voiam să vă zic despre produsul ăsta pe care l-am folosit chiar acum în baie, deși mi se pare super tare. Este o spumă, dar are consistența de cremă, după care se transformă în spumă și în momentul în care îl pui pe față și începi să te speli cu el pe față, se transformă într-o cremă super, super densă, se simte hidratantă în același timp și și mie mi s-a părut sincer că la final, adică mi s-a părut cu siguranță îmi scârțe așa pielea, nu știu dacă știți exact la ce mă refer și da, mi se pare că curăță destul de bine și o să-l folosesc în continuare pentru că îmi place super mult, are un miros așa, nu știu, foarte puțin sesizabil, miros a ceva curat, aș putea zice eu, dar îmi place mult, deja că îl găsesc prin Tiki Max, vi-l recomand din punctul ăsta de vedere, acum o să vedem dacă o să-mi apară poșul sau ceva de la el, eu zic că nu, dar o să vedem, dar până atunci îmi place și produsul ăsta, îmi plac și patch-urile și da. Un mare like. Am folosit acum și crema asta de mâini, care într-adevăr este hidratantă și îți lasă și mâinile așa puțin lipicioase, dar mirosul nu pot să zic că mă dă pe spate, mi se pare că miroase așa, nu știu, ceva gen verdeață, dar nu chiar verdeață, e un miros puțin ciudățel pe care nu l-am mai întâlnit până acum, dar ca și nivel de hidratare este chiar hidratantă, se simte destul de grasă și îmi place. Dacă își face treaba, o să trebuie să te miros, dar până acum, sincer vă zic, toate cele trei produse îmi plac foarte mult. Între timp aici s-a pregătit totul pentru cozonaci, crema și rahat și așteaptă Leo acum să se dospească aluatul și după aia o să vă filmez când o să înceapă să-i pregătească. Se băgă în la cuptor și rezultatul final.